E a șasea ediție a Târgului Apicol de la Ghiroda Timișoara. Acesta este organizat de Primăria Ghiroda în parteneriat cu ACA din România, filiala județeană Timiș. Este un târg care este dedicat atât apicultorilor, cât și celor care iubesc albinele, cât și consumatorilor de produse apicole. Dar în principal este un târg al apicultorilor, unde se vând utilaje apicole, deoarece noi în toamnă vom face la Muzeul Satului și un târg al mierii. Deci anul trecut a fost prima ediție a Târgului Mierii de la Muzeul Satului, anul acesta va fi a doua ediție. Acest târg de aici este a șasea ediție. Cât de mare este interesul atât al producătorilor, să zic, dar și a celor care vin să vadă, să cumpere? Acum, interesul producătorilor este destul de mare. Este o emulație în jurul albinei. Producția apicolă este în creștere. Ca număr de familii de albine, ca practicanți ai apiculturii. Acum să vedem din cei mulți care sunt, câți vor rămâne. Fiindcă au fost proiectele europene care s-au accesat multe fonduri pe apicultură, depinde de fiecare în parte cât de serios este și va practica această meserie în continuare. Acum, ca și producție apicolă, produsele apicole s-au diversificat foarte mult. Este atât mierea, polenul, propolisul, lăptișorul de matcă, apilarnilul și toate derivatele. Pe lângă asta sunt producători care combină mierea cu diverse fructe uscate sau crude. Practic pot să spun că această producție se poate dezvolta la infinit. De aceea cresc tot mai mult numărul de expozanți, de producători. Cu consumatorii, astăzi au fost destul de mulți. Să vedem ce va fi mâine. Cred că și ca vizitatorii este în creștere. Comparativ cu celelalte de până acum? Comparativ cu celelalte. Acum, în prima parte a zilei, aș greși să vă spun cum a fost, deoarece am fost înăuntru la sesiunile științifice, dar la deschidere a fost destul de multă lume. Am văzut un stand special în cadrul acestui târg, unde și filmăm de altfel. Așa. Cât de importantă este această campanie, semnează petiția SOS Albina Românească? Pentru noi apicultorii este esențială. Este o campanie de căpătăi. De ce? Noi suntem poate singura țară din Uniunea Europeană care am dat derogare la utilizarea neonicotinoidelor. S-au făcut studii pe plan mondial care demonstrează clar, sunt studii certe care demonstrează că aceste grupuri de substanțe afectează albinele și duc la depopulări masive ale familiilor de albine. Ce dorim noi prin această petiție? Să adunăm cât mai multe semnături, să ne aliniem cu europenii. De fapt, asta cerem. Suntem membri ai Uniunii Europene, vrem și noi să ne aliniem cu tot ce reprezintă Uniunea Europeană. Dacă Uniunea Europeană ne impune reguli și noi le respectăm, atunci și noi, apicultorii din România, să avem aceleași drepturi cu apicultorii din Uniunea Europeană. Atât cerem, nimic mai mult.